transmit un salut de prietenie, de frăție și cuvântul meu să vă spun două vorbe. E o zi importantă pentru comunitatea română din Ucraina, e o zi importantă pentru dumneavoastră care reprezentați portul și tradiția românească. Dar poate e o zi importantă și pentru poporul ucrainean, care știe să vă aprecieze și să vă dea valoarea care o aveți de fapt în Ucraina. Mulțumesc autorităților pentru invitația făcută delegație din Maramureș și posibil că în acești ani, pe lângă folclor, pe lângă cultură și pe lângă tradiții, să putem dezvolta și din punct de vedere economic în această regiune Transcarpatia. Vă transmit salutul Maramureșului, să aveți o sărbătoare minunată. La mulți ani!